Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Olt, noile cazuri sunt în focare deja existente. Este vorba de cazuri noi la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, la Spitalul Județean Slatina, la sucursala CEC și pe platforma industrială a Slatinei. La nivelul județului Olt se află internate în spital 138 de persoane, 4 dintre acestea fiind la secția de terapie intensivă a spitalului din Caracal. Majoritatea persoanelor depistate pozitiv sunt internate la spitalul din Slatina, care este plin. De la debutul pandemiei au fost externate 279 de persoane, din care 215 după ce s-au vindecat, iar 64 la cerere. În ultima săptămână, 92 de persoane cu rezultat pozitiv la testul COVID-19 au refuzat internarea, preferând să se trateze în izolare la domiciliu, sub supravegherea medicilor de familie. În ultimele 24 de ore au fost testate 69 de persoane, numărul celor testați de la începutul pandemiei ajungând în Olt la 5330.